Deputatul Gheorghe Roman susține că pentru persoanele ieșite la pensie cu grupele de muncă 1 și 2 va exista o creștere a pensiei din această lună. Anunțul l-a făcut într-o conferință de presă. Media acestei majorări este de 93 de lei. Parlamentarul a mai spus că le oferă consultanță tinerilor care vor să-și deschidă o afacere și vor să beneficieze de prima de 10.000 de euro acordată de stat. Guvernul a aprobat o ordonanță prin care statul se obligă să sprijine financiar cu aproximativ 10.000 de euro orice afacere pe care tinerii sub 35 de ani o inițiază începând din acest an. Pot să le transmit tinerilor că le stau la dispoziție să acceseze acest program și le stau la dispoziție cu toate informațiile și cu toate pârghiile pe care le am la dispoziție.